ce să rată, așa puțin. Faceți, m-am ghițit să pun aici ce faceți. Dar unde mă astea când merg undeva, până Anglia cred că și le cumpărat. Uite că-s basta, nu uite ce e lasurile unde. Nu le mai dau așa mult, nu tare botul ăla. Oai și lumânare. Te rogi la ea. Nu înțelege, nu înțelege, lasă, nu, nu. Cât bagă ăștia, da, frumoasă de... Nu știu, nu știu oamenii să-mi spună, dar e un fel de lipie. Hai, salutare din nou. Ia uitați ce e aici. Ia uitați ce este bine. Și mergem la Nightman. O seară foarte, foarte busy. O seară de vineri, bineînțeles. Și asta să fie intrarea pe aici? Da, poate prin mall trebuie să trecem. Căutăm Nightman. Am luat-o prin mall. După aia prin parcare și am ajuns aici. Hai să aruncăm o privire. Să vedem ce găsim aici în marketul ăsta. Din nou aceleași. Ia ce tare și ăsta. Mamă, cât de șmecherie. Oare ce preț are? Hai să vedem. Asta e... Main level. Ma. Ia uitați aici câte modele. Uite, iar Palm Angels. Ia uite. Ia uite ce e aici. Dați curios prețul lor. Uite cât de mișto e cămașa asta. Un pic cam groasă. Ce de cămăș. Ia uite ce mișto e și ala. Zic cum mi-am făcut eu. Da, cred că asta e intrarea, nu? De aici, de față, de la Gian Papaya. Da, 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 eu tot am făcut. Deci, așa să vă gândiți, că dacă veniți aici, e nebunie. Nu plecați fără să cumpărați ceva de aici. Sigur nu plecați fără să cumpărați ceva de aici. De toate sunt. Și multe sunt de calitate, super prețuri și chiar mișto. Mișto haine. Mișto chestii, mișto lanțe, mișto tot ce vreți găsiți aici. Ia uite cât de interesante sunt și astea. Masă, așa de plajă de vară, face 200 de bucks. Văd pe stânga doar mâncare, așa mi se pare, și pe dreapta doar haine și bijuterii, chestii de astea. Astea sunt interesante, rău. How much this? 490. This one 390. Nu, e el pe ăsta. Ce șmecherii la... Atinge ce... Și pe negru. Mamă, ce material mișto. Da, dar e și foarte gros în același timp. Da, e gros, da, dar materialul e foarte mișto. Doar că căldura asta. Ok, ok. Da. Adică, nu e, de fapt e materialul exact ca alea de pășin. Na, 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 asta e poliester prea. De asta zic, da, e... Dar bine, e mai ok puțin că e subțire așa, dar poliesterul nu, nu e ok, nu e ok. Da, asta nu e 100% poliester, dar am simțit unele care erau 100% poliester.
pun. Să pun... Two feet 100. Ce faceți, mă, înghițit să pun aici ce faceți? Nu, hai să-i și lumânare. Te rogi la ea. Te rog să-ți crească. Peste noapte. Și tot nu crește. How much this one? 250. Hai și pe-i, pe-i. De ce-mi plac mie astea așa, nu înțeleg acum. Nu știu, sunt astea așa de un stil chinezesc, așa, desene de-astea. Ele așa chiar-mi plac. Dar unde mă astea? Când merg undeva până Anglia, cred că și le cumpăr astea. What's this? Nu am înțeles ce a zis. Nu prea scriu tot în engleză. Hai să mai mergem, după aia să luăm niște... I-am întrebat ce sale, păreau niște ghiare de ceva, dar... Păi erau, da. Dar ce erau? Că n-am înțeles. Cred că de la cremeș ceva, de la... Ia ce tare e mașina asta. Ce tare e motorul ăla. Se fine. Caracaci se pare. De acolo și te pune pe grătar să face patata. Ăștia smelci sau scoici aici? Scoici, nu? Astea sunt scoici și sunt melci. Ăștia smelci? Da. Da, interesant. Ce este aici? Cum arată carnea asta? Da, e pusă la uscat aici, la dezintratat. Cred că e și afumată. Să vedem ce mai avem de aici. Ia ce interesant. Și s-a asta? Ce interesant e cum? Nu, cu ou, pare varză în interior. De ce e varză? Da, o să mâncăm la masă. Dar arată
arată bine. Sper să fie și gustos. Să nu o las acolo pe masă. Dar la bani este 80 de bat. Vrei să încerc? Sincer, voi ce ați încercat de aici? Ia ziceți voi, ăștia nu arată delicioși? Mamă, cum sunt aia? Mamă, ăștia sunt... Nu știu, nu prea îmi place cum... Ce avem aici? Lobster? Ce-i ceva? Mamă, ia uite acolo tentaculele alea ce... Ce formă e asta? Am mai văzut undeva de astea. E ceva interesant, dar nu înțeleg ce poate să fie. Oase de porc. Da, cred că sunt oase de porc. Mamă, cât bagă ăștia, da, sunt oase de porc. Arată interesant. Ceea ce e foarte interesant este pentru vegetarian. Te pui la masă și mânci doar. Ce să ai? Ce e aici? Uite-te cum, zici că e de aia de gofră. Da, astea sunt marinate, bănuiesc, acum sunt puse la marinat. Mă, cât de interesant arată. Ia uite cum stau creviții aici. Probabil. Dar astea, ce Dumnezeu fi astea? Algele. Da, așa pare a fi alge. Parcă și icre. Nu știu, mi se pare. Nu prea le am cu... Ia să vedem, să vedem ce mai avem. Ce bine arată bufeturile astea. Se face tot felul de ceva dulce, dulce, dulce. Aici, doar pentru vegetarieni. Vezi aici doar pentru vegetarieni. Aici. Asta ce Dumnezeu mai face? Nu știu, spui de creveți? Da. Nu spicy. Nimic nu e spicy. Până mânci. Până mânci, nu e nimic spicy. Ce sincer, nu pot să încerc chiar orice. Astea zici că sunt mațe, măi. Jur că zici că sunt mațe. Astea zici că e slănină, așa. Astea par a fi... Va clătite? Abar n-am ce poate să fie. Încute cu ou și morcov? Da, e un fel de... Oh, nu! Asta e Thai Crispy Pancake. Da, clătite tailandeze. Ia să fie de astea. Ce e asta? Hai să luăm și noi. Thai Crispy Pancake. Dulce sau cu ce? Da, e dulce, bănesc. Ah, nu, dar eu îl văd cu ou parcă, sau ce? Astea sunt urechi de porc. Cred. Parcă și ceva mațe acolo, doamne, cred. Ce mai mănc astăzi? Orez. E un fel de... Wow, da, vreau. Da, vreau. Cu ce vrei înăuntru? Dar nu știu, cu ce are. Vreau niște dumplings. Can we try this? Can try.
dumplings-uri acolo. Hai să ce e gratis să încerc asta, dar nu pot să... Ai omletă. Omletă, că de-acu ce? E omletă normală. Măraț sau cu ce? Salată, nu știu ce e asta. Dacă nu-ți place, nu luăm. Nu. N-ai și mâncat păcate. Dar vreau dumplings-uri, nu sunt dumplings-uri. Da, nu știu dacă sunt dumplings-uri, cu ce sunt dumplings-uri. Dar hai puțin le iau, pare. Yes, I beef and cabbage. Beef, chicken? Beef. Just beef? Beef. And with this one, if nu I... Înțelege, nu înțelege, no. Lasă, nu, nu. Acum am pe translate, nu, lasă. Nu cred că are carnea în... Iar dacă e spicy, cât de spicy tot? Inside cabbage. Ce mai multe? Sepie operată. Așa arată o sepie operată. Nu e cu asta asta. Că chiar au timp, ăștia nu muncesc aici, se joacă pe bebetișoarele astea. Încerc-o asta. Se vede că-s basta, nu uite ce lasă de unde. Nu le mai dau așa mult, pentru că ăsta de basta nu muncesc. Îi filmez la asta, da, nu știu, da, hau. Găsește, uite-le. Da, găsește acum, dar mie nu-mi place cum arată. Nu țin de pe ăsta. Aaa, deci ăsta nu-i gătit aici. Că l-ai gătit. Înțeleg, înțeleg. Și mai luăm ceva sau orice? Hai să ne mai primăm. Luăm și desert ceva? Ce-i asta? Ia uitați-vă și vă ceva. Dumnezeu e asta, că nu pot să înțeleg. Asta e. Pune, da, ia uite, se face cu creveți, cu octopus, mamă, și cu, ia uite așa, e interesant, și cu iarbă, mă, frate, cu iarbă, mă, uite, cu creveți acolo, creveți, cu iarbă, nu-mi vine să cred, parcă și mirase puțină iarbă aici, uite care e aici, marihuana. Acum se gătesc dumplings-urile mele. Aici în fața mea, deci nu uite, bag acolo ingredientele în fața mea, nu mă otrăvește, nu mă... Apesi de aici? Unde... Ziceți voi că iar au început Alexandra cu bețișoarele. Iar mă omoară cu bețișoarele. Nu prea ai ce să mănânci cu ele. Păi și de ce, dacă... Iar o dai pe aroganță și mănânci cu bețișoarele? Încerc. Și mă face să... Nu avem orez. Majoritatea lucrurilor sunt cu mâna, dar... Da. Cred că e de ajuns momentan. Ok. Nu? Da. După aia dulce. După aia dulce. Și apă, suc, ceva? Oh, da, de unde l-am luat? Uite, are și aici la putere. Dar vreau ceva de-al lor, specific, nu știu, ceai sau... Ce? Chiar îmi place și asta, mă. Ce e aici, mă? Mi-e un smoothie cu ananas. Cu ananas? Da. Bine, Connie! Stai că vin imediat. Da. Mamă, nici tu știi ce să încerci, ce să alegi. Astea, numai Dumnezeu poate să știe ce sunt. Ia uite, ce e aici? Asta e sushi, ce-o fie aici? Cred că e sushi sau nu, nu e sushi, carne. Da, e un fel de sushi, da. Așa. Cam așa. Aici? Ce face asta aici? Operează? Serios? Uitați cum se mânca aici. Stați vă las. Mamă! Serios? Nu pot să înțeleg ce fac aici, dar nu pot să stau să mânc și eu aici.
și aici. Se mâncă cu mâna, mă. Da, interesant. Da. Nu foarte, foarte mare, dar e destul de mare. Nu e atât de mare pe cum am așteptat. Întorc înapoi la Alexandra, că mi-a spus să caut o masă undeva la stradă, dar eu nu văd unde la stradă. Și vreau să mânc. Am luat atâtea chestii, sper să mai găsesc pe Alexandra. Haide, ia tu. Și acum hai să vedem ce am cumpărat. Am greșit botonul. Hai să vedem acum ce am cumpărat. Deci cu ce începem? Te las pe tine să reguși dumplingsurile tale. Da. Da, niște dumplingsuri cu pită. Așa a zis. Cu porc. Da, din nou mă chinui cu rețele astea. Dar în final tot învățem să mă. E foarte spicy. Foarte spicy. Dar știi ce-mi place? Că le fac pe condiment aici. Da, fața ta, pilot. Da. Astea, până acum, sunt alese. Ok. Ce să mai... Astea, nu vreau să... Ia un tentacol, nu te interesează? Hai să vedem. Vreau pe ăsta. Păzea la bruza, da, ca să nu face spectacol. Hai să vedem cum e asta. Tentacul ăsta de caracatic. Ah, spicy. Nu să mă prostești? Nu, n-am și nu, lasă-mi că nu mănânc eu mai mult. Aoleu. Mamă, ce spicy e! Așa e? Păi cu mine e! Mamă, e spicy! Mai gata! Dai aici, nu mai! Este! Pentru tine nu e așa spicy, ha? Nu! Mamă, cu nebunie! Pentru mine e mult, prea mult! Ați curios de asta ce mi-am luat aici? Pare să fie un fel de lipie, dar un fel de clătită, ca să spun așa, nu știu cum s-o descriu, dar cred că e exact aluatul de la clătită. Eu așa-l văd. Se vede? Cred că se vede. E... Și e umplut cu varză și ou. Nu știu dacă are carne, dar ou. Ia uitați cum e omul. E crud. Galbenuzul cel puțin e crud. Da? Da, uite. E crud. Nu știu cum o să-l mânc ăsta acum, dar sunt curios de gust. N-am primit nicio furculiță, n-am primit nimic. Hai să... Dumplingsule, nu, da, 100! E... Varză dulce? Nu știu cum e varză dulce, cu ou și aluatul de clătit. Interesant, dar... Cred că ți-ar plăcea ție asta.
Da, hai să mai... Păi, seara asta mai e bună. Cred că eu o să rămân pe Danflix-ul. Mă rămân pe Danflix-ul și asta o să o mânce... Alexandra e un fel de reciclă bine acum. Iau și te rog la... la ea în grădină. Serios, e... e... e ce-ți place ție, părerea mea. Uite și tu. Dar măcar trebuia să mănânci ușor. Dacă e și ou are un fel de sos dulce, gen... Dar n-avem cum să tăiem ceva. Nu, nu, nu. Și eu doar am mușcat așa. Îți pare? Da. E dulce. E, e bun, dar e, e dulce. Adică eu, eu nu prea... Dar e foarte bun. Sunt păcat cu sosurile astea dulci. Poate e dulce acrișor, poate e puțin... dulce sărat, așa puțin. Dar-i spus! Și... dau la Alexandra, că Alexandra e cu dulcele, cu... Este foarte bun! Da. Simți că e doar varză, sau e și carne, că eu n-am dat de carne. Stai că vedem aici. Pare să fie și ceva carne, așa? Uite, apare doar varză. Da, nu. Ok. O să încheiem aici. Devorăm ce e de devorat. Și o să mergem spre casă. Atât din vlogul de azi. Vă mulțumim că ne urmăriți. Nu uitați să dați subscribe acolo. Aprindeți clopotelul. Ca să primiți notificări de fiecare dată când postez de aici din Thailanda. V-am pupat. Pa, pa. Pa.